Evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Vezi că nu mai sunt pahare. Mai sunt doar două. Spăl eu acum. Ce gătești? Paste. Aha, bun. Nu s-au gândit și la ideea că băi ăsta o, nu o să mă mai joace pe... Plătit o amendă de 50.000 de euro forului european. Meciul într-adevăr s-a pierdut cu 0-3 la masa verde, iar următoarele trei partidele pe teren propriu. Acum e gata, în câteva minute ai puțin răbdare. Masa e gata, nu uita că e gata acum. Ah, nu e grav, aștept, aștept. Du-te mai bine să-i chem pe copii, între timp. Îi chem când e gata. Mă auzi? Tu ce știi de Maria și de ăsta, Gabi? Ce să știu? Adică ei când se văd, ce fac? Ce să facă? Păi nu crezi că sunt cam tineri? Tineri să ce? Ce fac ei când sunt singuri în cameră? Nu știu, domnule, lasă-i în pace că-s copii. Păi tocmai că sunt copii. Nu înțeleg ce zici. Tu ai avut vreo discuție cu ea despre sex? Și despre ce riscuri presupune asta? Am avut. Și? Ea ce a zis? Ce anume să zică? Dacă... face sex sau nu cu ăsta, cu Gabi? Nu mi-a zis, dar nu cred că fac ei nimic. Gabi e foarte ok, n-a mai dormit aici. Dar ce-ți veni? Mă interesează să știu că fata mea e bine și că nu profită vreun derbedeu de ea. Știi cum sunt băieții, mai ales la vârsta asta. Trebuie de unei liniștit, că Gabi e foarte ok. Abia cu bun simț, cu cap pe umeri. Dar cum ar fi să afli într-o zi că fata ta a rămas însărcinată, la 15 ani? Măcar când ai vorbit cu ea, ai spus cum se protejeze? Știe cum să se protejeze. Cred că știu mai multe decât noi. Tu te să-i chem mai bine, că e masă gata. Hai la masă! Venim! Thank you.
Hai, mă, mamă, de ce ne-a schimbat dacă nu-i pusă masă? Acum e gata, mamă. Pune și tu dacă murile are. Atât. Ceva de băut avem? Suc de portocale și cola. Lăsă costornic. Poftim. Dai puțin, iartă-mă. Scutură-o mai întâi. Trebuie să o scutură înainte să amestece pulpa. A, da. Aveți cumva o lingură când prea mă descurc. Da, imediat. Poftim. Mulțumesc. Pastele nu se mănâncă cu lingură. Eu așa m-am învățat să le mănânc cu lingură. În Italia numai țăranii mănâncă paste cu lingură. Și la restaurante ți-aduc lingură. Dar și în Italia ți-aduc lingură. Da, pentru turiști. Că i-am dus să mănânce decât cu lingura pastele. Unii mănâncă și cu pâine. Nu? Și? În ce clasă ești? Sunt deodată cu Maria, doar că eu sunt la UMA. Mircea oricum nu știe în ce clasă e Maria. E, nu știu, n-a dat admiterea anul trecut. Intra nouă. Ia uite, domne, că știe, ce surpriză. La UMA? De ce? Așa, nu eram bun la mate, fizică, chimie. Ia uite, Corina, trebuie să dai niște meditații, băiatule. De ce? Lasă-l în pace, oricum nici nu are nevoie de fizică. Da, nici nu fac fizică la UMA. Bei niște vin? Hai că bei puțin. Lasă, domne, pace. Sau vrei bere? Am și bere. Nu, mulțumesc. Atunci vin. Vin acum. Dar ce v-ați pornit așa, mă? Ce v-ați pornit așa? E doar un pahar cu vin. Doamne, să beau singur. Mi-aduci tu pahare? Tu nu bei? Nu, da, puțin. În ce vreau și eu? E, na. Bine, dar puțin. Te uiți în ochi când ai noroc. Hai încă o dată. Noroc. Și ziceți cu tabăra aia, unde era? La Zuga, are Edirii casa acolo și se mergă toată clasa. Merge și clasa lui? Doar el merge când merg eu. Și când e? Peste vreo 3 săptămâni, când începe vacanța, adică. Și cât costa? 5 milioane? Da, da, transport, cazare și o masă pe zi. Da. Dar de ce să mergeți la munte și nu la mare? Că doar vine vara. Dar acolo are Dirii casă. Păi ce, să mergeți unde vă zice ea? Dacă voi vreți la mare, de ce să mergeți la munte? Ce să faceți la munte? Că doar nu vă văd făcând drumeții pe acolo. Ne. De ce să ne fac? A, de ce? Că ea nu merge nici până la școală pe jos, de-aia. Mai bine mergem la mare, toți trei. Hm? Sau la bulgari. Nu, la bulgari mai mișto și mai ieftin, nu? Da. Da, și pe ce cu mașina? Să aveți grijă că se fură mașina bulgari. Nu, nu, și ce la nu se fură? A fost vorme anul trecut și am încercat să-i fure. Au deconectat alarmă tot, dar n-au reușit să o pornesc. Dar au luat tot din ea. Se mai întâmplă. Și am un prieten care și-a găsit geamurile sparte, parbriz tot. Dar mă rog, era la mea și de-aia. La Dinamo, CSK. A, păi foarte bine l-a făcut la miliție. Ei, vezi că de-abia e Dinamovist. Eu auzi. De ce nu mă mir? Aia atâta ține cu steaua. Îi ține un rahat. Ultimul meci pe care l-a văzut a fost finala aia din 80 ceva.
Barcelona 86. Deci acum dacă nu mă uit la toate meciurile, nu înseamnă că nu țin cu ea. Oricum meci ca la cu Barcelona nu o să prindă Dinamo niciodată. Este o n-o să mai prind. Da, dar uite că ăsta joacă an de an în Champions League și a jucat și semifinala de KVIFF. Și cum îți zbrou ce a făcut? S-a făcut de râs. Las că a jucat Dinamo foarte bine cu Pescare aia sau Brutari sau ce era, sau cu Foresta Fălticeni. Și cu Buzăul? Eu nu bine la să creadă că a dat gol. A lemnit când a văzut. Ia țință. Conduce Dinamo pe Foresta cu 4-0. Și mai sunt 5 minute de joc și joacă acasă. Și uite că în 5 minute dă Foresta 5 goluri și câștigă meciul. Este? Cel mai mult mă bucur când crapă porcea ala de nervi. Oricum, decu cu Becali, mai bine ne bate Foresta. Uite că Becali așa o ieri și analfabet cum i-a băgat bani și echipa joacă în Champions League. Dinamo cu cine joacă? Cu Pescari. S-a întâmplat, nu Steaua n-așca bine mereu. Da, dar uite că Steaua are Champions League, Supercupa, plus o finală în 89 cu Milano. Eu nu înțeleg cum poate să ține cineva cu Dinamo. Orice, mai bine decu cu Becali. Aula, am putea să dau și parmezan. Mă, cum ați pierdut voi campionatul ăsta, n-am să uit niciodată. Nu m-am bucurat așa mult pentru Urziceni nici dacă era Steaua în loc. Plus că v-am cam bătut pe unde v-am prins. Nu ne-ați bătut, a fost egal în Ghencea. Stai să zic că mersi că a prins locul 6 și că joacă în Cupa UEFA. Da, și Dinamo unde joacă? Intertoto sau unde? Da, nici măcar nu mai există Intertoto. Păi foarte rău, că aveați și voi o șansă. Bine, eu am plecat. Mulțumesc pentru masă. Haide. Vedem noi anul ăsta. Ne apropiem și la număr de titlu. Mai aveți, băiete, mai aveți. Dar una pentru masă. Fie de bine. Steaua! 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 Ceea ce mă amuză pe mine este că ăștia au pus sechestru pe surse, deci nu e, n-au zis-o în comunicat oficial, dar au dat-o pe surse, după ce a apărut pe toate posturile, nici n-au negat, nici n-au confirmat. Dar faptul că n-au negat e de fapt o confirmare. Dacă... Ce faci? Mă par castofonul. Bine. Noapte bună. Noapte bună. Noapte bună. Aveți grijă. Nu vezi trecuci? Acum. Copiii s-au culcat. Nu mă bag în pat. Vin și eu acum.